Te culci într-o Românie în care există anumite taxe, să te scoli a doua zi într-o țară în care sistemul de taxare a rămas neschimbat. Consecvență legislativă, ai niște legi astăzi, aceleași legi, acelorași legi te raportezi și în ziua următoare și nu în ultimul rând, și aici este diferența de optică între noi și alte partide, avantajarea inițiativei private românești. Pentru că investiția străină supraviețuiește oricum, mai ales pe seama cantității și a ofertei, economice. Dar IMM-urile, inițiativa locală, privată, trebuie profund sprijinită. Altminteri, marea investiție, care există oricum, în cazul în care nu are acest complement local, va ajunge la un moment dat să reprezinte, din punct de vedere economic, tot ceea ce înseamnă inițiativă privată în România. Nu este corect. Noi avem un motor economic remarcabil în mica inițiativă privată românească, șanse de creștere economică reale, pornind de la acest, de la inițiativa economică privată, de la inițiativa privată locală, e păcat să le risipim.